Da, este adevărat că este cel mai mare buget din istoria Clujului. Discutăm de 618 milioane de euro, o creștere de aproape 50% față de bugetul din anul 2022, care era de 412 milioane de euro. O componentă importantă este cea legată de metrou, este adevărat, dar și fără această componentă de metrou, tot am avea o creștere a bugetului. Avem o creștere cu 9,23% în ceea ce înseamnă venituri proprii și o creștere de 13% ceea ce înseamnă din cota defalcată din impozitul pe venit. Asta înseamnă că avem un ecosistem serios, un ecosistem sănătos aici la Cluj, care ne permite să facem investiții și în alte direcții. Până la urmă, această componentă a metroului este și parte a muncii pe care o facem de câțiva ani, pentru că ne-am axat foarte mult pe fonduri europene, astfel încât să putem avea niște proiecte mature care să fie eligibile la finanțare. Cu siguranță că această componentă a metroului va duce Clujul într-o altă direcție. Este un obiectiv extrem, extrem de serios pe care ni l-am pus în execuție, în dezbatere și suntem în etapa în care suntem în faza de dezbatere și în faza de evaluare a ofertelor. Sperăm ca în această lună să avem și câștigătorul pentru tronsonul de la metrou și să putem demara și lucrările pentru metrou în anii următori.